Guvernul a aprobat reducerea cu 70% a taxei pentru înmatricularea mașinilor din străinătate. Un proiect de lege în acest sens prevede că persoanele fizice rezidente care au introdus pe teritoriul țării până la 1 noiembrie curent autoturisme cu numere de înmatriculare străine au dreptul să le plaseze în regim vamal de import cu achitarea accizului în mărime de 30% din cota accizului stabilită pentru anul 2016. Pentru a beneficia de reducere, persoanele trebuie să prezinte certificatul de achitare a vinietei. Unitățile de transport Urmează să fie înregistrate la Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor în perioada 1 decembrie-1 februarie 2017. Autoturismele înregistrate în unitățile administrativ teritoriale din stânga Nistrului și Municipiul Bender nu cad sub incidența acestei prevederi. Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege urmează a fi transmis Parlamentului pentru examinare.